Bună, ce mai faceți? Așa cum v-am promis, urma să filmez un clip cu produsele de pe site-ul myorganic.ro. Și așa arată cutiuța. Am deschis-o deja tocmai pentru a nu face prea mult zgomot. Și o să vă arăt produsele. Aici avem așa. Un gel de curățat fața de la Soltree. Are 30 de mililitri. Eu am luat varianta mini ca să văd dacă mi se potrivește. Cu siguranță îl veți vedea în produse terminate și o să vă spun și care este părerea mea despre acest produs. Este organic, de-abia aștept să-l folosesc. Apoi am luat un tonic pentru față, o soluție tonică, un toner mai exact, de la Conop Cax. Cred că așa se pronunță, nu știu, nu aș vrea să pronunț greșit, dar este foarte interesant, este vegan. Și este natural 98,9%, ceea ce este foarte bine. O să vă spun părerea mea pe parcurs. Apoi am luat două oje de la Avril, aceste două nuanțe. Vedeți că sunt mai micuțe așa. Le-am luat de la ei pentru că unul la mână sunt organice, iar al doilea motiv ar fi că nu au anumite ingrediente care sunt foarte periculoase, cum ar fi toluen și ftalați și încă vreo 3, nu le știu pe din afară, dar în orice caz o să vă las în descriere site-ul ca să vedeți voi despre ce este vorba. Apoi am luat și un întăritor pentru unghii, lac întăritor, care ci că ar fi cu praf de diamant. Acum nu știu dacă o fi adevărat sau nu, dar având în vedere că nu are ingrediente periculoase, asta mai interesant, și este de la Uibo. N-am mai auzit de ei până acum. Vom vedea cum este. Apoi am luat un fard mono care este culoarea copper, golden copper. Aș vrea să-l fac cadou, să știți. Și de aceea nu aș vrea să-l deschid, dar o să vă arăt puțin așa cum arată. Numai puțin să reușesc să-l desfac pentru că filmez cu o singură mână, fiind un unboxing mai micuț și de-abia a venit curierul. Acum a plecat. Am zis să filmez acum cât pot și cât e liniște, că după aceea nu se știe. A început să plouă afară, nu știu dacă la voi plouă, dar aici a început să plouă foarte tare. În fine, să vă arăt așa foarte puțin. Uitați, cam așa arată. E foarte greu de deschis pentru că e hârtia asta pusă peste, dar aș vrea să-l fac cadou. Da. Bun. Apoi am mai luat ceva și avem aici așa un mini fond de ten mineral, Natural Mineral Foundation de la Barefaced Beauty. Și să știți că am căutat pe internet mai multe păreri ca să-mi dau seama despre ce este vorba și lumea are o părere foarte bună. Eu am luat varianta mini pentru că n-am mai folosit niciodată de la ei. Primul pe care l-am folosit de genul acesta a fost de la L'Oreal. Dar totuși L'Oreal nu are chestii care să fie organice. Da, deci așa arată cutiuța mini, foarte drăguță, să nu-l desfac ca să nu fac aici prea mult praf. Dar o să revin cu părerea mea și o să fac chiar un machiaj, să știți. Deci zilele acestea o să prind un moment, pentru că acum am cu ce să mă fardesc, ca să zic așa. Și aici avem o trusă pentru ochi. Farduri de ploape, sunt 4 de la Benecos. Bun, și voi face un machiaj cu ele. Așa arată, este vegan. Da. Și am luat niște nuanțe care sunt foarte purtabile, nu am luat niște nuanțe ciudate, costă foarte puțin acest fard. Această paletă mini, ca să spun așa, este 28 de lei. Eu zic că are un preț foarte bun, având în vedere că are niște ingrediente care sunt super ok. Da. Bun, eu o să revin cu machiajul. O să încerc cât pot eu de repede zilele acestea și o să vedeți atunci cam cum se comportă ele și cum arată. Bun, asta am vrut să vă arăt. Eu, cutia este goală, după cum puteți vedea. Eu vă mulțumesc foarte mult dacă m-ați urmărit. În cazul în care sunteți noi pe acest canal, vă invit să vă abonați. Mi-a fost puțin dificil să filmez cu o singură mână, dar data viitoare când o să folosesc produsele de machiaj, adică acestea două, fondul de ten
și fardurile acestea. O să vedeți și rimelul de la Faberlic. O să folosesc și un ruj mai nou, să zicem, tot așa de la Faberlic sau, eu știu, un creion de buze. În orice caz, pot să fac și jumătate de față într-un fel și jumătate de față în altfel. O să vedem, ca să fie cu chestiile astea lui pe care le-am cumpărat. Bun, vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Aveți grijă de voi și ne revedem cât de curând. V-am pupat!